Șeful statului a anunțat o colectare de fonduri pentru familia taximetristului ucis în groaznicul accident care a avut loc la finele săptămânii trecute în centrul capitalei. Președintele a promis familiei bărbatului decedat că cel vinovat va răspunde pentru fapta sa. Igor Dodon a invitat familia lui Alexandru Usatăi la președinție. Taximetristul a lăsat în urma sa doi feciori de 9 și 18 ani care nu au propria locuință și au datorii la creditele contractate inclusiv pentru procurarea mașinii cu care lucra. Șeful statului a acordat familiei un ajutor financiar pentru acoperirea datoriilor. Totodată a fost anunțată o campanie de colectare a fondurilor pentru procurarea unei locuințe. Președintele a asigurat familia taximetristului că cel care se face vinovat de tragicul accident va fi tras la răspundere. Eu să fac tot posibilul că el să fie pus la tăcere. Asta e principal. Îi vă spune că e mult de mult timp. Nu e să opinie, doar înțeleg și asta. Eu fac tot posibilul să fie pus la tăcere. Accidentul rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Impactul puternic s-a produs la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Ismail din capitală. Din imaginile surprinse de camerele video, se vede cum șoferul vinovat de producerea accidentului a trecut cu viteză la culoarea roșie a semaforului și a lovit din plin un taximetru, o mașină care mergea regulamentar, dar și un alt vehicul parcat pe marginea bulevardului Ștefan cel Mare. Potrivit poliției, în urma loviturii, taximetristul a murit pe loc, iar pasagerul, un bărbat de 46 de ani, a murit la spital. Alte câteva persoane s-au ales cu traumatisme și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul vitezoman a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit legislației, bărbatul riscă de la 6 până la 10 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.